Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. L-ați văzut, mă, frate? Ați văzut poze? Adică, nu știu, prieten, dacă ați văzut fotografia cu Cherecheș prins, arestat deja în Germania. L-au prins pe Germania. L-au prins pe Germania, e și șifonat nițel. Este o poză... Da. E... Ce să zic? Are cam așa, într-o parte... Bă, nu știu dacă e bătut. Înțeleg că s-a opus arestării. Și are așa o julitură pe jumătate de față și un pic sub un ochi. Deci l-au șifonat nițel. Ce, mă, ce te uiți? A fugit de poliție. Înțeleg că era cu o mătușă. Bă, ce familie are asta. Deci era cu o mătușă în mașină. O ajuta să tragă strada sau ce făcea? Nu, cu 200... Să ia golful. Mătușă, mai golful ăla. Am fugit din țară și... S-au dus să-i facă proba pe autostradă, 200 km/h. Da. A încercat să facă de poliție, a ajuns la o gară unde aparent voia să ia nu știu ce taxi. Era în Augsburg. Bă, și noi care credeam că s-a dus în Italia, ce naivi suntem. Ăsta fiind ardelean, el mai avea niște mărci germane puse bine și pus să fugă el. În Germania și după aia spre Viena. Se ducea și la Viena, asta mi se pare tare. Adică și de acolo avea de la niște bomboane Mozart. Exact. Să aibă la el de la albastru, ca lumea. Totalmente rătăcit. Dar mă rog, noi râdem, dar nu-i de râs. Adică eu apreciez că, băi, ne redescoperim valorile. Polițiștii aia... Aducem și acasă. Bă, spirit de echipă, a furat unul, au furat toți. Aia aveai tu săptămâna trecută. Da, polițiști de frontier. Și tot mai multe situații de-astea în care există solidaritate de breaslă, spirit de echipă. Ăștia cu familia Cherecheș. L-a ajutat și soacră sa și vărsușa din Germania. Vărsul i-a trimis buletinul. Fiecare cu ce am putut. O familie, băi, adevărat. Ăștia o să câștige după ce trece necazul ăsta. Adevărat de infractori. O să vezi toată familia aia, o să fie ani de zile familie cu... Păi poate că el era principalul provider, mă. Înțeleg că ăsta era de la o votaș când era în arest, nu? În arest, 71% a luat, în 2016 era în arest după ce fusese prins. Deci, domn, ca lumea te vede. O să treacă ceva vreme până se reunesc, dar nu nimic, are timp să-i treacă zgârieturile. Zgârieturile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.